singurele declarații ale lui Laurențiu Reghecamf de la tribunal. Ce a afirmat încă soțul Ana Mariei Prodan? Dacă Ana Maria Prodan a vrut să vorbească cu jurnaliștii la judecătoria Buftea, nu același lucru l-a făcut Laurențiu Reghecamf. Antrenorul a fost scurt în declarații și a ținut să spună că nu a discutat cu încă soția lui, dar că și-a salutat copiii. Laurențiu Regecamf nu a dorit să stea prea mult de vorbă cu presa astăzi, atunci când el și Ana Maria Prodan s-au întâlnit la tribunal pentru procesul de divorț în care sunt implicați. Antrenorul s-a urcat rapid în mașină imediat ce a ieșit de la judecătoria Buftea. Totuși, întrebat dacă a vorbit cu Ana Maria Prodan, el a ținut să spună că nu, dar a precizat că și-a salutat copiii. De partea sa a venit Luca Reghecamf, care a fost însoțit de iubita lui, Asiana Peng, iar de partea Ana Mariei Prodan a fost Sarah Dumitrescu, fica ei cea mică, dar și bebeto, fratele său.